Morning! Good morning! Ce faci acolo? Ce faci? Mushrooms? Da, mushrooms? Da. Faci ciuperci? Da. Pentru cine? Pentru mine și pentru tine? Pentru toată lumea? Ok, știi ce trebuie să facem acum? Uh-huh. Trebuie să punem niște condimente. Oh, good! Deci, mama desface asta. Și pui niște garlic salt, ok? Da. Ok, să nu pui... Nu! Pune! Oh, zea, eu ne-ai pus prea mult, mama. Ok. Asta e ok, că e garlic, așa e usturoi. Trebuie să pui câte un pic. Dacă pui prea mult, dacă era sare, ce făceam? Era prea sărat, nu putem să mâncăm. Poți să amesteci tu? Da. Poți să amesteci tu? Da. Hai să vadă mama cum amesteci. Îți place să faci mâncare? Da. De ce? Că eu știu să fac mâncare. Tu știi să faci mâncare? Da. E ușor, așa e? Da. Când o să crești mare, o să faci papa la mama? Da. O să-i pregătești micul dejun? Da. Ce înseamnă micul dejun? Ce înseamnă micul dejun? Da. Înseamnă breakfast. Da. În românește. Da. Spune micul dejun. Spune micul dejun. Micul dejun. Și cum spui în engleză la micul dejun? Breakfast. Cum? Breakfast. Bravo. Ok. Deci la mama să mai amestece un pic? Știu că amestece. Știu că știi. Foarte bine. Tu ești cel mai bun. Mai puternic. Tu ești cel mai puternic. Da, e adevărat. Are și mama cafeluța aici. Cine a făcut cafeluța la mama? Ia spune. Eu. Tu ai făcut-o. Bravo. Astăzi Aiena e într-o stare de gătit. Așa e? Tu vrei să gătești astăzi. Da. Vrei primesc un donut. Da, după ce pati îți dă mama un donut. Joshua. Da? Tu cu ce ai fost responsabil astăzi? La micul dejun. Sau cu ce ești responsabil încă? Sunt responsabil la făcut mâncare și... La roșii? Ai fost responsabil, da, cu roșiile? Da. Păi și atâta numai, mama te ruga să le speli, da, și să le lași aici, le venim de aici și le mâncăm. Sau trebuie să le pui pe masă, le pui într-un bol, iau farfurie, iau farfurie mică și pune-le pe masă și apoi ce a rămas aici, roșiile astea, le pui înapoi în frigider. Bine? Totdeauna când faci ceva, trebuie să faci până la capăt. Să nu se vadă că ai fost tu acolo. Bine? Uh-huh. Totdeauna să cureți după tine și să faci treaba până la capăt. Să faci bine. Bine? Uh-huh. Așa. O pui pe masă. Ok. Și acum pui roșiile înapoi în frigider. Atât. Și mai uitat ceva? Ce? Strecurătoarea? Nu. Pune o ghiuvetă? Good job! High five! Ce-a făcut mama? Ce s-a făcut mama aici? Cum e compotul? Compot? Da, a fost bun compotul. Uh-huh. Dar l-ai băut tot? Cum e, mai bun, rece sau cald? Rece. Rece? Și ce citești aici? O carte. Până unde ai ajuns? Până la capitolul 13. Wow! Are 26 de capitole. Care îți place mai mult, asta sau Mary Poppins? Asta. Asta? De ce? E mai faină. E mai interesantă? Da. Poți să ne descrii un pic? O fetiță care a găsit un câine și l-a adus acasă. Și după aia s-a mutat altundeva și foarte faină. E foarte faină. E, te ține așa în suspans? Dacă nu știi ce se întâmplă după aia. Ok. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm și apoi vedem ce mai facem, ok? Da.
începe? Nu, oh, nu, asta e pus un cal trempion acolo. Trempion, ok, uite, pus aici. E un pion, un pion. Ok, mult stău pionate? Da. Ok, multe. Mai un pic. Mai în față un pic cu pion. Perfect. Și încă unul, mai un pion. Gătcea. Acum mai eu, da? Da, eu. Așa, l-ai pus, l-ai pus la mijloc? Hai să mă uit așa. Așa. Și cu asta ți-l fac. Vrei să mi-l fac și tu? Nu, ăla e rege, ăla nu sare așa tare. Nu, 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 nu. Nu, altfel. Josh, hai să-l ajuți. Hai că nu se pricepe. Da. Sunt atât de obosită, este ora 7:30 și am venit, nici nu știu unde am venit. Am primit ceva bilete de la cineva, de la Mice, de la lucru, ceva concurs de motorete pe gheață, nici nu știu, nu știu unde suntem. Tarzan doarme, este sâmbătă seara, așteptăm să venim aici cu tichetul pentru parcare. Ai dormit și tu un pic? Da. Dacă copiii au dormit acum în mașină la ora 6-7, e clar la ce oră se culcă de seară. E greu? Da. Oh. Numai ce te-ai trezit, las că trece imediat. Du-te după tata. Dă mânuță la mama. Așa. Și e un frig afară. Da. Așa, e că e frig afară. Oh! Bravo! Unde-i tata? Ai grijă la mașină? Ai grijă? Dacă te răstorn, te răstorn cu tot, ca un butuc! Ok, ok! Ok! Thank you.
am plecat de la racing, suntem în mașină, cineva e supărat, nu a fost în formă prea bună seara asta. Am venit să cumpărăm, ni s-a făcut foame, era 10:30, e ora 11 deja, e ora 11 noaptea, noi umblăm prin oraș. Am venit să cumpărăm niște burgers și Mircea e acolo cu Joshua acum. Sunt acolo și așteptă la rând. Este o locație care e deschisă până la ora 12. Vrei și tu să mergi acolo? Uite, tata acum vine, tata nu mai stă. Dar ce vrei să faci tu acolo? Vrei să stai în frig, e un ger afară? A fost foarte fain la racing, doar că am înghețat. Abia am ajuns pe la mașină. Nici am apucat să stăm până să îi premieze pe cei care au câștigat, că n-am mai putut. Îți iei geaca? Uite, tata cum vine. Cumpără și vine. Nu, vrei să mâncăm în mașină? Nu, vreau. Vrei să mâncăm pe mașină? Pe mașină? Da. Păi și dacă ne îngheață nasul sau mâinile? Cum mai mâncăm? El își amintește de vara, pentru că vara venim aici așa serile, în weekend, și deschidem portbagajul și stăm în spate și mâncăm portbagaj. Acum e prea fric să facem treaba asta, dar cred că despre aia vorbește el acum. O să închid vlogul aici, pentru că nu știu dacă pot să mai filmez acasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne vizionați. Nu știu cât a fost de lung vlogul, sper că nu m-am plictisit. Sper că vi-a plăcut ceea ce v-am arătat. Și până data viitoare, toate cele bune!